Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Invitata mea de astăzi este doamna profesoară Daniela Suman, consilier local al Partidului Național Liberal Roman. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Interviu cu Flora Ordean. Bine v-am regăsit. Doamna Suman, ne aflăm într-o perioadă pentru dumneavoastră care cadrele didactice de vacanță, o perioadă ușor mai relaxată, însă din punct de vedere politic nu putem spune același lucru. Aș vrea să vă rog să faceți o scurtă apreciere a atmosferei politice care s-a instalat la nivelul țării, dar și la nivel local în această perioadă. Da, în primul rând presupun că publicul dumneavoastră este un public care urmărește evoluțiile politice și, mă rog, consider că e destul de bine informat în momentul acesta. De aceea o să vă prezint punctul meu de vedere asupra evenimentelor. Dacă începem cu ceea ce s-a întâmplat în Roman, e limpede că la Roman s-a obținut pentru Partidul Național Liberal și pentru domnul primar Laurențiu Leuranu un scor extraordinar de bun. Avem o majoritate consistentă în Consiliul Local, dar pe de altă parte apreciez din ceea ce am văzut că reprezintă în momentul ăsta Consiliul Local, că sunt oameni de calitate din toate părțile. Deci, cred că din cele două formațiuni, că practic au intrat două, da? PNL și PSD. De aceea cred că va fi un Consiliu care va lucra foarte frumos în acest mandat. Sigur, e firesc să existe opoziție pentru anumite lucruri, e firesc să se dea explicații, dar cred că va fi un Consiliu extrem de constructiv, așa cred. Și sunt și persoane cu pregătiri diferite, persoane care acoperă o arie vastă de domenii, de aceea pot oferi expertiză în domenii diferite. Asta am văzut în Roman, da? În Consiliul nostru local și, evident, vorbim despre alegerea primarului cu o majoritate zdrobitoare. Sigur că noi, Partidul Național Liberal, avem un foarte mare regret că am pierdut Consiliul Județean. Ați văzut că acolo au fost niște jocuri extrem de interesante în urma cărora s-a obținut majoritatea. Exista de la început un dezavantaj, dacă mi-am amintesc corect, de vreo 3 voturi, de vreo 3 consilieri, da? În defavoarea 14 și aveau PSD-ul 17 inițial. 17, la care s-au adăugat cele, da, două majorități, cam nefiresc să, da, sigur, nu negocieze așteptat cele două posturi de vice cu câte 2 consilieri. Nu l-am așteptat ca PMP-ul și ALDE să joace în felul acela, așa s-a întâmplat până la urmă. Până la urmă vreau să vă spun că eu cred că foarte multe lucruri depind și de calitatea umană a persoanelor implicate în politică la un asemenea nivel și vreau să reiterez ideea că noi considerăm a fi o pierdere, mai ales în condițiile în care domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Arsene, a declarat de la bun început, dacă vă amintiți, a făcut o declarație publică extrem de surprinzătoare, în care a spus că nu o să dea niciun fel de bani Romanului. Nu o să pupe primăriile, da, cu primar liberal, respectiv Piatra, da, și Romanul, niciun ban la astea și cele din mediul rural. Dumnealui a negat acest lucru pentru că noi am insistat pe chestiunea aceasta la conferințele de presă care urmaș a negat că ar fi spus așa, au spus că este, au fost doar declarații de campanie și o interpretare a noastră. Da, deci dacă a gândit în termenii ăștia, dacă s-a și exprimat în termenii ăștia, înseamnă că lucrurile stau foarte prost. În primul rând,
aș vrea ca odată și odată în România oamenii politici de un asemenea nivel să poată să-și înțeleagă responsabilitatea imensă pe care o au în raport cu toate comunitățile pe care le conduc, pentru că odată încheiată campania electorală, fiecare cetățean dintr-o comunitate, dintr-un județ, dintr-o regiune și din România are niște drepturi care trebuie respectate și clasa politică, indiferent de zona în care este, ar trebui să înțeleagă că e momentul unui, zic eu, nou început în politică dacă vrem să rezolvăm problemele enorme pe care încă România le are în raport cu, sigur, ceea ce înseamnă dezvoltarea unei țări europene. De aceea, iertați-mă, asemenea discriminări sunt de neînchipuit. Am înțeles lucrul ăsta în mandatele trecute. A fost până la urmă o problemă de evoluție, da? A clasei politice. Dar este momentul să schimbăm lucrurile astea. Bine, mi se pare însă îngrijorător că dacă ați văzut culoarea hărții politice a României, este cam roșie și nu știu dacă la 26 de ani de la Revoluție nu este un simptom îngrijorător și dacă Partidul Național Liberal nu are vina sa. Ceea ce pot să vă spun e că, strict statistic, diferența dintre numărul de voturi obținute de PSD față de voturile obținute de PNL nu este mare. Deci este... Ne referim strict la județul Neamț? Da, nu, ne referim la nivel național, da? Deci la nivel național diferența nu este una care să facă o diferență, de exemplu, la parlamentare. Deci nu este una foarte relevantă. Ceea ce spuneți însă dumneavoastră e faptul că cred că toată lumea trebuie să-și asume faptul că România a fost menținută pe anumite zone, și mă refer la zone întinse din mediul rural, într-o anumită formă de încremenire, dacă vreți, din punctul de vedere al evoluției sociale, oameni ținuți în sărăcie, în comunități mici, oameni ținuți prizonierat de către o primărie sau alta, în dependență de ajutoare sociale. Deci, din păcate, povestea asta, zic eu, că pe anumite zone a dus la un asemenea rezultat despre care vorbiți. Pentru noi, liberalismul înseamnă, în primul rând, dezvoltare, înseamnă câștigarea unei autonomii a individului. Asta înseamnă să aibă un serviciu plătit decent, înseamnă să aibă o școală bună, să aibă un spital bun, să aibă condițiile pe care orice cetățean european și le dorește și care sunt firești în Europa secolului 21. Deci, din punctul nostru de vedere, liberalismul înseamnă faptul că se puteau face mai multe lucruri, eu cred că este un lucru care trebuie asumat de absolut toată lumea politică. Iar eu chiar mă gândesc la foști lideri ai acestor două mari partide. Nu mă refer doar la cei de acum, mă refer la ceea ce a fost în cei 26 de ani, în toate partidele care au contat în Parlament, în zona de decizie, ar trebui să-și asume o rămânere în urmă a României, da? Din cauza deciziilor care s-au luat la un moment dat sau la, mă rog, în diferite etape. Și cred că ar fi momentul să-și asume cu toții că s-a întâmplat lucrul ăsta, iar mai departe ar trebui ca toată paradigma asta să fie schimbată. Vi se reproșează dumneavoastră liberalilor această frăție cu PDL-ul care a dus la ceea ce se întâmplă acum în clasa politică și am impresia că liberalii pur sânge, să le spunem metaforic, nu știu cât de bine, cât de confortabil se simt în această situație în care iată cum a ajuns România. Da, să știți că e un subiect foarte interesant până la urmă și e un subiect la care eu însă mi-am meditat de-a lungul timpului în calitatea mea de liberal care a refuzat la un moment dat, dacă vă amintiți, am și refuzat să intru în PDL. Dar
Ce am sesizat eu, cel puțin în acest an, da, în care am avut o campanie electorală destul de consistentă la nivelul țării. Știți ce cred? Cred că în momentul ăsta, dacă vrem să ducem România acolo unde trebuie, va trebui să ne gândim mai puțin la cât este de pur sânge un liberal sau altul și va trebui să ne gândim mult mai mult la rezultate, la calitatea oamenilor politici pe care îi promovăm, la expertiza pe care o au, la moralitatea pe care o au, pentru că vreau să vă spun, calitatea de liberal pur, în condițiile în care nu produce nimic pentru serviciu public, pentru cetățeanul pentru care se presupune că luptă un politician, nu mai este suficientă. De aceea vreau să vă spun că eu însă am început să urmăresc cu foarte multă atenție pe cine propun partidele pentru diferitele zone de decizie. Fie că vorbim despre consilieri, viitori parlamentari și așa mai departe. Deci mi se pare că e mult mai important să promovezi oameni de calitate și oameni care lasă ceva în urmă. Oameni cărora poți să le spui, da, au avut această contribuție într-o zonă sau alta. De aceea vă spun că cred că ar trebui să începem să ne orientăm pe rezultate mult mai mult decât am făcut-o până acum. Și iertați-mă, cred că ar mai trebui să renunțăm la oamenii care nu lasă în politică decât eventual show-uri politice televizate de bună calitate. Sunt oameni pe care nu ți-i poți aminti decât din acest punct de vedere niciodată pentru rezultatele pe care le-au avut în politică și pentru efectele pe care prezența lor în politică le-a avut în comunitățile pe care le-au reprezentat. Aș vrea să ne întoarcem un pic la ceea ce spuneați, atmosfera din Consiliul Local Roman. Eu, ca și jurnalist, am observat cu mare atenție, haideți să nu mergem mai departe, cât la ultima ședință de Consiliul Local. Primarul Leoreanu și șeful dumneavoastră de partid a făcut chiar o propunere interesantă, aceea de a iniția în această vară o școală a aleșilor local, pentru că a constatat faptul că se impune acest lucru. Mă întreb dacă această școală nu se venea a începe chiar din interiorul PNL-ului, pentru că, având în vedere modul în care s-a votat la ultima ședință de Consiliu Local, mi-a dat foarte mult de gândit. Consilieri care au votat și pentru și împotrivă, consilieri care s-au obținut, consilieri care n-au votat deloc și o bună parte dintre aceștia am fost convinsă că habar n-au despre ce este vorba în propoziție. Poate m-am înșelat eu, dar... Da, trebuie să luați în calcul faptul că vorbim despre ședință de început. Tehnica asta a votului se învață. Deci, problema e următoarea. Gândiți-vă că s-au discutat proiectele în comisii. Unele au primit acordul pozitiv al comisiei, altele nu. Ei, pentru noi consilieri, zic eu de ambele părți, povestea asta cu felul în care se votează proiectele discutabile, da? Proiectele care au fost, de exemplu, respinse în comisii. Sigur că a presupus, anumite ezitări. Eu zic că, în final, rezultatele au fost corecte, dar cred că au fost ezitări care pe parcursul ședințelor următoare nu vor mai fi observate. Dar ca să votez, ca să votez și pentru, să votez și împotrivă, să și te abții cam da. Greu de nu știu exact crezut că ai avut habar. Da, nu știu exact ce ați observat, depinde și de zona din care ați privit.
E posibil să se fi întâmplat asta, dar încă o dată spun, sunt stângăciile începutului. Sunt convinsă că nu o să mai vedeți așa ceva în ședințele următoare. După aceea m-a surprins atitudinea PSD-ului, care, iată, deodată a simțit nevoia să arate că se află în opoziție și că face și el opoziția. Ați văzut că, mai ales la proiectele de hotărâre legate de vânzarea de terenuri... Este dreptul dânșilor să se opună, ceea ce însă eu aștept ca și consilier local este ca, indiferent cine se opune și cine are, mă rog, ceva împotriva unui proiect, să se explice. Deci, cred că aș fi așteptat mai multe explicații legate de votul negativ. Dar în momentul în care votez împotriva, ar trebui să explici. Votez, nu pot să fiu de acord cu acest proiect, pentru că poate aveau argumente. Poate erau justificate niște discuții. De aceea, dacă vă amintiți, am simțit nevoia să intervin la un moment dat, pentru că în momentul în care o comisie de urbanism spune da unui proiect, da? În condițiile în care ai, să zicem, 10 poziții, da, de votat într-un asemenea proiect, eu asum ideea că acea comisie de urbanism a avut o discuție foarte serioasă cu experții, cu arhitectul șef, cu tot personalul din serviciu urbanism, înainte de luarea unei decizii favorabile sau nefavorabile pentru proiect. De altfel ați văzut că nu se iau doar în birou, ci se merge în teren. Absolut. De aceea eu vă spun că am total încredere în deciziile Comisiei noastre de urbanism, pentru că știu că ele sunt bazate pe expertiză, da? Deci nu se votează orice. Și dacă vă amintiți discuția asta cu, de exemplu, ce se întâmplă cu extinderea pe care cetățenii ar dori să o facă într-un apartament cu un balcon, avea legătură, dacă vă amintiți, și cu spațiu verde, și cu arhitectura zonei. Deci, zic eu că exigențele anului 2016 vis-a-vis de aceste aprobări sunt mult mai mari decât erau, mi-amintesc eu, prin 2008-2009, când încă mai erau chioșcuri, când încă se mai aprobau, lucruri care poate nu erau cele mai bune pentru arhitectura orașului. Sau, aș putea, dacă mă permiteți să vă întrerup, aș putea să spun că ceea ce se întâmplase până în 2008 era mai ales așa. Țin minte că totuși discuțiile erau foarte fierbinți și vă amintiți și dumneavoastră de altfel. Să se diminueze efectul vizual al chioșcurilor plantate peste tot în oraș, unele arătând destul de urât și stricând. Întorcându-ne la ceea ce se întâmplă la Piatra Neamț, la Consiliul Județean, dumneavoastră, cei din PNL, ați contestat cu vehemență modul în care s-a votat acolo. Dumneavoastră a susținut că nu este legal, nu vorbim moral, vorbim de legalitate, ca votul să fie arătat comisiei de validare. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru și a fost nevoia ținerii sub control de către PSD a consilierilor? În primul rând, toată lumea realizează că momentul acesta al votului acordat pentru președintele Consiliului Județean este un moment fundamental pentru următorii 4 ani. Deci miza era extraordinar de mare. Sigur că e firesc ca înainte de un asemenea vot să există negocieri din toate părțile. Toată lumea negociază cu toată lumea, pentru că așa se face politică și așa se face politică peste tot. Ceea ce a deranjat foarte mult a fost ideea că, de fapt,
actualul președinte al Consiliului Județean a dorit să controleze lucrurile într-o manieră care a sfidat legalitatea, da? Deci, de unde ideea aceasta de a arăta voturile pentru o anumită parte a, a consilierilor județeni? Evident că asta a deranjat, pentru că a fost percepută ca o manieră prin care și-au dorit controlul votului și adesea, știți, în spatele gesturilor ăstora se pot ascunde, nu știu, lucruri discutabile. Da? În opinia mea însă PNL-ul și are partea sa de vină, pentru că PNL-ul a fost de acord cu modificarea legislației în care președintele Consiliului Județean n-a mai fost ales în mod direct de cetățean. Mie mi se pare că era cu mult mai cinstit ca eu, cetățean, să votez direct pe președinte și să nu asistăm la aceste mișculații politice, da, și jocuri politice și politicianiste care se fac. Știți ce se întâmplă, doamna Ordan? Decizia asta a fost luată după celebrul fenomen al baronizării României, fenomen în urma căruia s-au născut niște lideri locali care puseseră stăpânire pe județe și care, din păcate, trebuie să admitem că, indiferent de partid, ajunseseră să exercite un control destul de consistent asupra liderilor de la București ai partidelor politice, și mă refer sigur la partidele mari, care au și avut președinți de consilii județene. În condițiile în care un președinte de Consiliul Județean a fost ales de 2-3 ori succesiv, vă dați seama, după 12 ani, ba unii chiar au avut 16 ani de mandat în frunta unui Consiliu Județean, imaginați-vă ce persoane influente au devenit, și nu întotdeauna acest tip de influență a fost benefică pentru județele respective, în care nimeni nu mai mișca fără acordul baronului respectiv. Și, de fapt, acest fenomen al baronizării a stat în spatele schimbării regulilor jocului. Sigur că întotdeauna, cred eu, indiferent de deciziile pe care le iei cu privire la acest tip de legislație, există argumente pro și contra. Pentru că, pe de altă parte, sigur că alegerea președintelui dintre consilierii județeni aleși va presupune permanent jocuri politice interesante. Imaginați-vă că la un moment dat se pot schimba... Ați fost delicată când le-ați spus interesante. Mie mi se par... Da, dar gândiți-vă împotriva că... Împotriva democrației. Gândiți-vă că la un moment dat un consiliu județean ar avea posibilitatea, dacă un președinte devine abuziv în exces, da? Cu un acord de toate părțile ar putea să fie înlăturat. Asta ar fi un avantaj. Da, da, ați văzut că se întâmplă. Dar și reversul este mai... posibil. Da, și reversul, da, se întâmplă posibil. Mai greu, pentru că acum gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în mandatul trecut, când timp de 4 ani de la cap-coadă a fost un mandat numai de gâlceavă, da, politică în Consiliul, da, Județean și de frâne. Asta este, a principalelor proiecte. Asta este un lucru tragic pentru o comunitate de nivel județean. Deci, felul în care lucrează un Consiliu Județean este foarte important. Pe de altă parte, gândind în perspectivă, doamna Ordean, de ce n-am luat în calcul faptul că poate regionalizarea asta despre care se tot vorbește poate va fi realmente pusă în practică? Vreau să vă amintesc că pentru a absorbi fondurile europene, dacă România își păstrează această împărțire administrativă pe județe, își diminuează în continuare șansele, pentru că sunt proiecte pentru care nu poți să aplici decât la nivel regional.
Noi, neavând constituit structura asta pe regiuni, noi nu putem aplica la proiecte foarte mari și foarte importante pentru regiuni întregi. În condițiile în care proiectul acesta al regionalizării ar merge înainte așa cum ar trebui să meargă, noi suntem, vă spun, cu împărțirea asta pe județe, suntem foarte în urmă. Ne aflăm la nivelul anului 1968. La marginea Europei, nu doar din punct de vedere geografic, ci strict din punct de vedere administrativ, da? Deci ne referim la legea din 68, care funcționează așa cum. Deci suntem foarte în urmă. În condițiile regionalizării, rolul județelor se diminuează drastic și atunci felul în care mai este ales președintele Consiliului Județean ar trebui să conteze mai puțin, în condițiile în care rămâne în continuare structura aceasta de județ, cum să vă spun, doar ca o verigă intermediară. De aceea zic eu că aici am putea vorbi despre o tematică în evoluție. Deci rămâne să vedem ce se va întâmpla cu regionalizarea în anii imediat următori. Eu sper să vină un guvern care să-și asume răspunderea regionalizării cu toate inconvenientele și cu toate pierderile colaterale care ar apărea. Când peste spuneți tot, pierderile colaterale, la ce vă referiți? Care ar fi aceste pierderi colaterale? Deci peste tot în Europa, în momentul în care s-a produs regionalizarea, și mă gândesc, de exemplu, la Polonia, în primul rând, guvernul care în Polonia a făcut regionalizarea a devenit unul dintre cele mai nepopulare și n-a avut o existență foarte lungă, dar proiectul a rămas. Pentru că se pierd posturi, da? Se pierd posturi ale membrilor de partid, se pierd posturi de concentrate, se pierd posturi la nivelele județene, imaginați-vă, la nivel județean, și sigur că cei care au luptat să ajungă în posturile respective nu pot privi cu detașare dispariția lor. Dar regionalizarea trebuie făcută. Și trebuie făcută profesional, astfel încât cetățeanul din orice zonă a regiunii respective să nu piardă în relația cu autoritățile. Mă gândeam acum la o situație dramatică prin care trece România, cu gândul că am avut chiar o știre chiar astăzi referitoare la scăderea dramatică a indicelui demografic, la depopularea acestei țări, la tot ceea ce înseamnă, și am înțeles că în plan european nivelul acesta al scăderii indicelui demografic ne situăm pe locul 3 ca și scădere a indicelui demografic. Ce se va întâmpla cu... Și am mai avut zilele acestea, îmi spunea un medic că media de vârstă în Roman și satele din jur este între 65 și 67 de ani. E de-a dreptul tragic dacă statistica asta este reală. Păi este reală, când spunea un medic. Că asta e... Subiectul este, vreau să vă spun, extraordinar de important și, după mine, foarte multă vreme neglijat în România. Iarăși mă refer la zonele de decizie. Din păcate, depopularea din ultimii, să zicem, 9 ani, cam după 2007, moment în care România au putut să plece fără probleme în Europa, are legătură, în primul rând, cu populația cea mai activă și calificată, dacă vreți, pentru că au plecat și persoane necalificate, dar dispuse să se angajeze într-un demers de adaptare într-o țară străină, deci persoane care își asumă riscuri, nu persoane care preferă să stea și să aștepte ajutorul social, pe de-o parte. Au plecat, din păcate, foarte multe persoane active și cu o înaltă calificare. Vreau să vă spun... Aici mi se pare drama cea mai mare. Chiar în perioada asta am primit foarte multe informații din
de la foști elevi de la Colegiul Național Roman Vodă, prin părinți sau direct, sau mă rog, informațiile au venit pe cele mai diverse căi. Cei care au o foarte bună calificare în România sunt extraordinar de apreciați în țările în care pleacă. De la țările nordice și până la Italia, da? Și sunt bine plătiți, sunt încurajați să evolueze, sunt promovați și adesea motivele pentru care s-ar întoarce în România sunt mai curând de ordin sentimental, pentru că, din păcate... Sau numai de ordin sentimental. Da. Bun, există, să știți, la o mare parte dintre ei și un profund atașament pentru țara lor. E mai greu de explicat, dar e o formă de patriotism pe care o mare parte dintre tinerii plecați o simt. Deci, apartenența la o țară, la o cultură, la o nație rămâne un lucru fundamental și bine rădăcinat în sufletul majorității celor care pleacă. Dar, dincolo de asta, din păcate, factorul politic, noi trebuie să admitem odată și odată lucrul ăsta, nu a transformat România într-o țară atât de dezirabilă pentru cetățenii foarte activi. Pe mine, într-un fel, mă și amuză, dar este evident un zâmbet amar acela pe care l-am avea, gândindu-ne la faptul că nici măcar refugiații nu ne aleg ca și destinație, știți? Deci, faptul că am tot rămas în urmă și că, din păcate, partea de dezvoltare a României deci dezvoltarea României nu s-a întâmplat într-un ritm firesc și știți, nu o să mă gândesc acum la Anglia sau la Franța sau la Germania, care sunt democrații consolidate și țări cu un potențial economic extraordinar de foarte multă vreme. O să mă gândesc la țări comparabile cu România, da, din fostul bloc estic. Mă gândesc la Polonia, care este cu foarte mult înaintea noastră. Mă gândesc, evident, și la celelalte țări. Mă gândesc parțial la Ungaria, deși Ungaria în ultima vreme a evoluat într-un mod discutabil. Da? Deci Orban a luat niște măsuri și a dus Ungaria într-o zonă, mă rog, discutabilă, zic eu, în momentul ăsta. Dar există țări din fostul bloc european de est care au avut o evoluție cu totul și cu totul spectaculoasă prin comparație cu România, care după mine a fost ținută pe loc la multe capitole. Și atunci, iertați-mă, această populație activă ar trebui să poată fi absorbită ca să se întoarcă, da? Dar în momentul în care ei se întorc, ei doresc salarii echivalente cu cele pe care le-au acolo, evident, făcând balanța cu cheltuielile pe care le ai, da? În momentul în care locuiești într-o capitală europeană, bineînțeles, și cheltuielile sunt mai mari. Dar este un mediu de lucru pe care ei și-l doresc. Este o legislație pe care o preferă în locurile unde sunt. Iar legat de natalitate în România, vedeți dumneavoastră, în condițiile în care sărăcia a continuat să afecteze o mare parte din populație, decizia de a avea un copil sau mai mulți, în condițiile în care nu ai cum să le oferi, mă rog, tinerilor o locuință, nu au salarii cu care să poată acoperi toate cheltuielile zilnice, a fost o decizie, zic eu, în ultimii ani greu de luat. Drama aceasta a dezrădăcinării, tot ceea ce s-a întâmplat în sistemul de învățământ, în cel de sănătate, în sistemul social, sunt lucruri care ne dau de gândit și ne îngrijorează noastră generația mai tânără, din care faceți parte noastră, este cea care de fapt a suferit, zic exact, eu, din plin consecințele. Deci, da, Ordan, se pare că punctul nostru de pensie, da, și în general pensiile generației mele vor fi mult mai slab susținute de stat
dacă fenomenul acesta al diminuării populației active va continua. De aceea, dacă mă întrebați pe mine, sunt convinsă că candidații noștri la parlamentare vor lua în calcul temele mari care țin de dezvoltarea României. La ce mă refer? Vedeți, apropo de piramida nevoilor, indiferent cât de mult construim la vârf, dacă nu rezolvăm odată baza, și o să vă spun foarte pe scurt ce înseamnă pentru mine, simplu cetățean, baza. Pentru mine înseamnă, de exemplu, că toată lumea are canalizare în România. Da? Deci avea zone întregi fără canalizare în momentul ăsta, inclusiv în orașele mari, în periferii, da? Nu mai vorbesc despre zona rurală. Vorbim în fiecare an că vine luna septembrie și e la modă în fiecare an să vorbim în septembrie despre faptul că școlile nu au autorizație sanitară, da? Deci autorizație sanitară fără canalizare, fără toalete corespunzătoare și fără clădiri, deci fără o infrastructură de bază, cel puțin, nu poate fi luată în discuție, da? Deci, pentru mine, canalizarea și accesul la igienă pentru toți cetățenii României este un prim deziderat. O altă problemă care vă spun foarte sincer, mă preocupă până la obsesie pe mine de mulți ani, este felul în care este gestionată problematica copilului în România. Dramatic. Este dramatic de ce? Deci, nu-mi doresc să ajungem la exigențele pe care le au țările nordice cu celebrele cazuri care știți bine au ținut. Deci am avut o recent pe Angelica Tăbăcaru. Da. Revenea de la fiul ei din Norvegia și tocmai ne povestea ceea ce se întâmplă în sistemul de protecție a copilului de acolo. Noi ne aflăm în extrema cealaltă. Exact. Deci eu nu-mi doresc. Copilul este abuzat din toate punctele deci, de vedere. Știți, nu-mi doresc să facem din problematica copilului ceea ce se întâmplă acolo. Consider că este o atitudine extremă, da? Dar nici ce se întâmplă în momentul ăsta în România nu mi se pare de acceptat. Din drama aceasta din casele de copii. Să vă dau un exemplu simplu. În primul rând, în România a trebuit schimbată mentalitatea legată de copil și aici mă refer, știți, la zona mai puțin educată, la familiile cu educație precară. Familii care au condiții foarte modeste în general și la care există, să zicem, o predispoziție spre a abuza copilul, în ce sens? În sensul de a-l folosi, da? A-l folosi abuziv la muncă, muncă care nu corespunde cu capacitățile fizice și psihice ale copilului, dar dincolo de orice, ce mă disperă pe mine, vă spun sincer, de foarte mulți ani, este povestea asta cu cerșetoria, pe care am și exportat-o. Gândiți-vă că atitudinea noastră relaxată în raport cu cerșetorii este cea care a dus mesajul României în Europa și peste tot. Am aflat că unul dintre motivele pentru care nu primim viza de la americani este acesta. Au o spaimă că problematica asta a cerșetorilor, bine, delincvența e iarăși o temă fără sfârșit, dar noi vorbim strict de cerșetorie și nu pot să înțeleg de ce nu se modifică legislația cu privire la protecția copilului, pentru că eu vă spun foarte sincer, de câte ori întâlnesc copii care cerșesc, îi întreb dacă părinții știu că sunt acolo, dacă părinții știu că nu sunt la școală. Deci, da, în momentul în care tu ai un copil care cerșește pe stradă, în secunda următoare, un polițist ar trebui să fie acolo, să afle ce-i cu el, să fie instituționalizat, să fie trimis în familie, să fie amendată familia. Deci lucrurile astea nu sunt atât de greu de făcut. Eu nu pot să înțeleg de ce așteptăm de atâția ani. Mă uit, Gara de Nord, trec polițiștii pe lângă copiii care stau în canal, pun. Unii dintre ei pretind
că nu vor putea avea niciodată un alt mod de viață. Știți că există și această teorie în lumea psihologilor, că cine a apucat să trăiască așa, bun, dar eu, autoritate, trebuie să mă asigur că am făcut tot ce am putut pentru a nu avea niciun copil pe stradă. Asta înseamnă că toată legislația referitoare la protecția copilului, referitoare, de exemplu, la personalul din zona asta, pentru că o să vă spună toată lumea că sunt extrem de puțini asistenți sociali. Este un personal insuficient în toate instituțiile legate de protecția copilului. Iar oameni care lucrează cu salarii foarte mici, de foarte mulți ani, fără nicio speranță de a vedea vreo îmbunătățire, să știți că ajung și la o formă de indiferență emoțională. Și de abrutizare, pe care o mai vedem și în sănătate uneori, știți? Deci noi judecăm medicii destul de ușor atunci când descoperim cazuri dramatice. Dar eu, fără a justifica într-un fel atitudinea de neînchipuit pe care am văzut-o în unele situații, cred că în zona asta a sănătății, ca și în zona protecției copilului, lipsa permanentă de bani, de dotări, de personal, duce la o formă de indiferență, de oboseală, cum să vă spun, care se manifestă în primul rând printr-o totală indiferență vis-a-vis de pacienți, vis-a-vis de copii. Mie cea mai gravă situație mi se pare abuzul sexual împotriva copiilor. Aici mi se pare cea mai mare dramă, drama copilului. Absolut. Asta mi se pare. Și traficul de ființe umane. Ați văzut ce s-a întâmplat cu descoperirea macabră din satul Berevoiești? Erau și copii acolo, da? Transformați în sclavi. Sclavi care puteau face orice. Și munci fizice, dar și sunt convinsă că se exercitau asupra lor și abuzuri sexuale. Deci astea sunt lucruri care țin de bază, înțelegeți? Deci noi nu vorbim aici despre nu știu ce proiecte fenomenale. Sigur că în paralel cercetarea în România, care avea o frumoasă tradiție în anii dinainte de 90 și o bună bucată de timp după 90, e importantă. Dar eu cred că pentru a intra cu adevărat în Europa și a nu mai fi priviți ca o, mă rog, populație marginală, ca un popor marginal, ar trebui să ne ocupăm de lucrurile astea care sunt în fond elementare. Mie mi se pare foarte, foarte grav ceea ce se întâmplă acum și în sistemul de sănătate, supra-solicitarea psihică, da, este exact și fizică ce vă spuneam medicilor, mai a medicilor, da. Conduce cu cea mai mare ușurință la malpractis. Da. Dar știți, uneori cred că în disperarea asta de a face față urmăream pe un post de televiziune declarațiile unor medici care făceau gărzi la nesfârșit, unele erau plătite, unele nu, pentru că realmente n-avea cine să le facă. Deci lucrurile au scăpat de sub control în foarte multe zone și iarăși, ca să mă întorc la ce vă spusesem mai devreme, în zona de educație, de exemplu, eu am și spus de altfel la întâlnirile pe care noi le-am avut cu Comisia de Educație din cadrul Partidului Național Liberal, că pentru mine e esențial să nu mai văd copii care fac naveta 6-7 km prin pădure să ajungă la școală. În secolul 21 în România, deci a se așeza la masă autoritățile implicate, da? Asta înseamnă inspectorate școlare, primării, un protocol între Ministerul Administrației și Ministerul Educației. Nu, niciun copil din țara asta nu mai trebuie lăsat să meargă prin pădure la școală nu știu câți kilometri. Deci trebuie găsite soluții, înțelegeți? Nu se poate să nu. Deci desființez o școală foarte mică dacă nu are cu cine să funcționeze acolo. Reorganizez la nivelul unei comune, pun la dispoziție niște mașini, dar după ce Ministerul Educației trimite mașinile, eu nu vreau să văd un primar care ne spune senin la televizor că n-are șofer sau că n-are benzină. Deci are mașină, dar n-are șofer. Are șofer, dar n-are benzină. Nu există așa ceva. Deci în secunda următoare acel primar sau acea persoană care își permite
lucrul ăsta, să lase copiii pe jos atâția kilometri iarna, da? Ar trebui să răspundă în fața legii. Deci așa ceva trebuie să se termine odată. Deci sunt, vreau să vă spun lucruri elementare, nu lucruri sofisticate, care trebuie neapărat rezolvate și trebuiau rezolvate de foarte mulți ani. Bun, dezrădăcinarea aceasta și dezbinarea familiilor, tata, mama, da, plecat, copilul efecte lăsat, dramatice. A adus un rău incomensurabil. Așa este. Așa este. Și o stare teribilă de inadaptare. Sunt părinți care sunt plecați de foarte mulți ani în străinătate și au încercat să-și ia copiii acolo. Și dramatic este că acolo nu s-au acomodat deloc și au revenit acasă, da. Și de aici marile probleme, zic eu. Zona noastră este foarte afectată, deci în zona noastră sunt foarte multe familii în situația asta. Este adevărat, doamna Ordan, că pe de altă parte, cei care s-au întors, dacă o să observați, o parte din satele de unde au plecat mulți în străinătate, cei care s-au întors au reușit să-și construiască mici afaceri și case frumoase și să, cum să vă spun, să se vadă o diferență în urma acestei experiențe în străinătate. Dar, pe de altă parte, sunt mulți care nu se mai întorc. S-a produs o ruptură dramatică în familiile respective. Copiii s-au înstrăinat de părinți și invers, pentru că banii singuri nu rezolvă toate problemele. Și aici sunt drame despre care nici copiii nu vorbesc. Noi la școală, sigur, avem statistici, avem baze de date la fiecare clasă cu copiii cu situații de genul ăsta. Școlile încearcă să gestioneze problemele copiilor. Unii, vreau să vă spun, se descurcă minunat, sunt și alții cu probleme, dar e o dramă cu efecte psihologice pe termen lung. Haideți să discutăm acum despre, să ne întoarcem din nou la comunitatea locală. Din ce comisie faceți parte? Sunt președinte al Comisiei de Cultură, Sănătate, Culte și Monumente Istorice. Așa. Ce v-ați pus în plan pentru perioada următoare? Da, în primul rând e vechea mea pasiune pentru susținerea restaurării tuturor monumentelor istorice și aici domnul primar împreună cu echipa, știți bine că are niște propuneri pentru acest mandat 2016-2020 și vorbim în primul rând despre clădirea Manolescu Strunga pe care dorește să o restaureze. Este vorba de cea de pe strada Cuzavodă, a fost o grădiniță, da, a Securității, da. 12. Și dorește să facă o expoziție a oamenilor de cultură care evident a avut legătură cu evoluția urbei noastre, evoluția istorică a urbei. Are evident în plan și asta are legătură cu comisia mea, continuarea reabilitărilor tuturor școlilor din Roman care nu au reabilitarea finalizată. De asemenea, eu vreau să vă spun că mai sunt proiecte ale noastre, ale consilierilor. În afară de proiectele care fac parte din programul acesta mai larg și mai general și generos pe care îl are Partidul Național Liberal, iată, eu, de exemplu, acum discut cu domnul primar și am discutat și în ședințele noastre de partid, un proiect legat de digitalizarea vârstei a treia. Proiect în care fiica mea e implicată la București și dorește să facem aici un pilot la nivelul Romanului. Un proiect foarte interesant. El a fost, a ajuns într-o etapă aproape finală din 100 de proiecte. Au fost alese doar vreo 8. La ce se referă? Se referă la felul în care am putea
determina persoane cu vârsta de peste 45 de ani, dar propunerea noastră este să începem cu segmente de 60+. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, că arată statisticile referitoare la populația din zona Romanului. Și la ce se referă acest proiect? Știți bine că învățarea pe tot parcursul vieții este un deziderat al Uniunii Europene și în toate țările din Uniunea Europeană, mă refer la cele foarte avansate din punctul de vedere al democrației, dar și avansate social, dacă vreți, populația face cursuri permanent de-a lungul vieții pentru a-și menține un anumit nivel mental și pentru a se păstra o formă de inserție socială, știți? Pentru a nu marginaliza individul care ajunge după un număr de ani în care nu mai studiază nimic, nu se mai întâlnește cu alții de vârsta lui, să se simtă cumva marginalizat social. Acest proiect se adresează, vă spuneam, persoanelor de vârsta a doua și a treia, și pentru cei de exemplu 60+, considerăm că ar fi un lucru foarte interesant să învețe să utilizeze calculatorul cei care încă nu știu, pentru foarte multe lucruri foarte interesante pentru această vârstă. De exemplu, o parte au copiii plecați în străinătate. E fundamental să poată comunica cu ei. E fundamental să poată să scrie un mail, să poată comunica pe Skype. Dar sunt foarte mulți cu preocupări diverse. De exemplu, să poată să studieze tutoriale legate de agricultură, legate de grădină, de sănătate. Sigur că în condițiile în care vor face parte din grupele de cursanți pe care noi le avem în vedere, vor primi o bază de date a site-urilor specializate, pentru că știți bine, nu orice sursă este autorizată, da? Dar există site-uri deja profesionale și recunoscute în comunitățile respective, care merită accesate. Apoi, pot învăța, de exemplu, o limbă străină, pot învăța să se informeze din presă. Dumneavoastră, ca om de presă, știți bine, ca să înțelegi bine o informație referitoare la politică sau referitoare la orice altceva, e bine să ai mai multe surse. În condițiile în care la noi presa, știți că, din păcate, e destul de orientată spre o zonă politică sau alta. Și atunci ar crește și discernământul acestui grup de vârstă atunci când trebuie să ia decizia să voteze. Concret, cum ar urma să se desfășoare acest proiect? Concret, noi am propus domnului primar să facem acest pilotaj la Roman în maniera următoare. Într-o locație pe care o să stabilim de comun acord, ar putea să fie casa vârstnicului dacă ajungem la această concluzie. Am avea nevoie de un număr de computere. Ele nu trebuie să fie de o mare complexitate pentru că începem cu lucruri simple. Evident, va trebui selectat un grup țintă, da? Deci, primul grup care va începe, sigur, va fi în funcție de numărul de computere la care ar avea acces. Pentru prima etapă a proiectului vor veni formatori de la București, care vor, în primul rând, evident, e foarte importantă selecția grupului. Sunt persoane care nu știu să lucreze absolut deloc pe calculator, sunt persoane care se află la un nivel, știți, de începător și în funcție de nivelul la care se găsește fiecare persoană care dorește să acceseze un asemenea curs, se pot constitui grupele. Și atunci proiectul va începe, vă spuneam, cu formatori autorizați, iar în timp, dacă va avea succes, vom găsi cu siguranță, m-am și gândit la persoane care pot să facă asta, persoane din comunitatea locală. Formatori din comunitatea locală care pot să facă foarte bine acest lucru.
Deci asta este unul din proiecte, când ar urma el să demareze? Noi dorim să-l demarăm cât mai curând, ne gândeam la luna septembrie. Se numește ABC Digital. Pentru că e vorba despre un început în digitalizare. Și spuneți că ați găsit deschidere la... Da, domnul primar a fost extrem de, de deschis și suntem în discuții să vedem cum anume îl demarăm și să sperăm că va avea succes. Și vreau să vă spun că pentru noi e foarte interesant să observăm diferența între felul în care evoluează populația în vârstă în România și felul în care evoluează populația în vârstă în țările civilizate. Dacă ați sesizat, călătoresc foarte mult, au foarte multe activități de socializare, în timp ce la noi o sunt împovărați și apare la o parte dintre ei aproape un fenomen de prăbușire, știți? De izolare, de depresie. Încercăm prin acest mic proiect care ar putea, poate, să aibă succes în timp, așa sperăm, să venim în întâmpinarea, iată, acestui fenomen, pentru că și socializarea într-un grup își pot face conturi, își pot face grupuri de discuții. Deci există un... Eu v-am făcut o prezentare foarte sumară, dar există o largă paletă de, de activități derivate din povestea asta cu accesul la, la lucru pe calculator. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu mare drag. A fost extrem de interesantă și vă mai aștept și altă dată aici la Roma 24. O zi bună! Și eu vă mulțumesc!